Domnului, haideți să deschidem cuvântul Domnului în dimineața aceasta, la 1-a epistola lui Ioan, capitolul 2. Vom da citire la câteva versete, începând cu versetul 15. 1-a epistola lui Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 15, citim cuvântul Domnului. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină Anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Amin. Amin. Dragi frați și surori, aș vrea în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne gândim la acest subiect și să medităm puțin asupra lui, ce anume asupra dragostei față de lume. Acum, probabil că unii cârcotași care stau să caute greșeli în Sfânta Scriptură, imediat ar ridica mâna și ar spune, frate, stai puțin, aici e o contradicție. Pentru că Domnul Iisus a iubit lumea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, la oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am auzit la masa Domnului că Domnul Iisus a iubit lumea și de aia și-a dat viață. Deci, iată contradicție în Scriptură. Dacă Dumnezeu iubește lumea, lumea cere nouă să noi iubim. E adevărat asta. Problema este că trebuie să facem diferența și de-aia vreau din capul locului să pornim făcând diferența între cele două lumi. Atunci când în Ioan capitolul 3, versetul 16, cuvântul ne spune că Dumnezeu a iubit lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, se referă la omenire. Dumnezeu a iubit omenirea, oamenii din lumea asta. Ori atunci când în epistola lui Ioan avem scris, vedeți și tot Ioan a scris și una și cealaltă, și Evanghelia și epistola. În epistola lui Ioan, aici când ne vorbește să nu iubim lumea și continuă prin a ne spune nici lucrurile din lume, vrea să ne spună să nu iubim lumea și anume sistemul acestei lumi. Ce ziceți? E o diferență? Una e să vorbim de lumea ca omenire și alta e să vorbim de lumea ca și sistem. Așa e limba română. Unele cuvinte au mai multe înțelesuri și multe limbi din lumea asta au astfel de cuvinte, care în funcție de contextul în care sunt spuse, arată sensul acelui cuvânt. În momentul sau în propoziția dată. Ori exact despre așa ceva este vorba aici. Dumnezeu a iubit și iubește omenirea aceasta. Tocmai de aceea l-a dat pe singurul său fiu, tocmai de aceea ne-am adus aminte de jertfa pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru noi. Dar Dumnezeu ne îndeamnă noi să nu iubim sistemul acestei lumi. Și tocmai fratele ne-a citit atât de minunat acele versete în care Domnul Iisus însuși a mărturisit că împărăția Lui nu este din lumea aceasta, ci împărăția Lui este dintr-o altă lume. Că dacă ar fi fost împărăția mea din lumea aceasta, spunea Domnul Iisus în versetele citite de fratele Cercel, atunci aș fi chemat, m-ar fi apărat, n-aș fi ajuns în mâinile voastre. Vreau să învățăm în această dimineață, sau nu să învățăm, că probabil știm, să ne aducem aminte mai bine, că Dumnezeu este acela care vrea ca să iubim pe oameni și să iubim atât de mult încât să fim gata să le spunem Evanghelia pentru că știm că doar Evanghelia îi poate conduce la mântuire. Dar Dumnezeu vrea să stăm atât de departe de lumea asta încât să nu ne amestecăm și să nu ne întinăm cu ea. Asta este dorința lui Dumnezeu pentru noi credincioșii, urmașii Lui. Ori, sistemul acestei lumi
lumea aceasta ca și sistem. Putem vedea în Scriptură, tot în 1-a epistola lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 19. Ia uitați-vă ce spune Ioan aici. Știind că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace cel rău. Lumea aceasta ca și sistem zace în cel rău. El este Dumnezeul veacului acestuia și El o coordonează. Tocmai de aceea, să știți, și nu vă mai chinuiți, că de multe ori stau de vorbă cu credincioși care se chinie, doar va ajunge la putere, la conducerea țării sau a lumii, niște oameni credincioși sau niște oameni temători de Dumnezeu, care să dea niște legi favorabile, ci să vină o vreme de binecuvântare. N-are rost să vă luptați, pentru că cuvântul ne spune că lumea zace în cel rău. Ce înseamnă să zacă? Înseamnă să fie acolo înglodat, adică afundat. E ca și când aș lua, știu eu, un obiect și l-aș băga într-o găleată cu apă. E cuprins peste tot de apa aceea și lucrul acela zace acolo, murete, dacă îl moi bine într-o găleată cu apă, el zace acolo, se umple de apa aceea. Ei, cam asta e sensul care ne spune Scriptura. Toată lumea asta zace în cel rău. Cel rău este șeful, Satana este acela care coordonează lucrurile, el, prin politica acestei lumi, își pune oamenii unde trebuie și își atinge scopurile. Acum, asta nu trebuie să ne teamă, asta nu trebuie să ne spăimânte. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu îi lasă să-și facă treburile. Atât cât îi iese permis. Dar deasupra tuturor acestor lucruri, deci știți, hai să-l vedem pe Satana deasupra tuturor acestor lucruri din lume, deasupra lumii. Și o coordonează cum vrea el. Dar deasupra lui e Dumnezeu. Și nimic nu poate face Satana fără îngăduința lui Dumnezeu. A, Satana ar face mult rău, să știți. Satana ne-ar fi făcut rău din prima zi când ne-am întors la Domnul. Ne-ar fi lichidat pe toți. După mintea lui așa ar fi făcut cu fiecare. Dar nu este permis. Dumnezeu este acela care controlează toate lucrurile. Și da, El stă să ne facă rău, dar dacă Dumnezeu zice ok, ca la Iov, atunci va face. Dacă nu, o să tot vrea El. Când Dumnezeu i-a zis vis-a-vis de Iov, l-ai văzut pe robul meu Iov, nu e nimeni ca el pe pământ. Dar l-am văzut, dar omul dă tot ce are pentru pielea lui, pentru ce are. Bine, uite, îți dau pe mână tot ce are, dar de el să nu te atingi. Păi ce credeți dumneavoastră că după capul lui Satana nu l-ar fi omorât pe Iov din prima? Ar fi făcut-o el. Dar Dumnezeu i-a spus, asta ți-e granița. Ok, ia-i tot ce are, n-am nimica, dar de el să nu te atingi. Ce-a făcut Satana? A făcut maximul posibil. Tot ce a putut lui sta în putere, a făcut. I-a luat copiii, i-a luat averia, i-a luat tot. Dar când Dumnezeu a zis de el să nu te atingi, eu vreau de nimic. Era sănătos, era bine. A venit Satana iar la Dumnezeu și a zis, a bine, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru pielea lui. Bine mă, bine, facă-să și asta. Uite, ți-l dau pe mână, nu mai cruță-i viața. De ce Satana nu l-ar fi omorât? L-ar fi omorât, dar nu se putea. Limita lui Dumnezeu era viața lui Iov. Și Satana n-a putut face mai mult. Ei, frați și surori, într-o astfel de situație trăim și noi astăzi. Da? Trăim într-o lume care zace în cel rău. Trăim într-o lume care e condusă de cel rău. Dar mai presus decât el, Dumnezeu este pe tron. N-a căzut Dumnezeu de pe tron și acum e Satana pe tron. Nu, nu, nu. Dumnezeu e tot acolo pe tron și Satana își face atâta cât Dumnezeu îi permite. Și cuvântul ne învață că noi trebuie să avem grijă că sistemul acestei lumi zace în cel rău. În al doilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, am citit versetul 17 din 1 Ioan 2, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Sistemul acestei lumi, lumea aceasta, va trece.
Deci în primul rând știm că zace în cel rău, în al doilea rând știm că va trece. Nu-i veșnică. Sistemul acestei lumi, lumea asta, nu-i veșnică. Dumnezeu e veșnic, copiii lui Dumnezeu au viața veșnică, dar sistemul acestei lumi, lumea asta, nu este veșnică. Și atunci, noi trebuie să ne gândim bine, merită să-ți dai viața pentru ceva ce nu-i veșnic? Merită să-ți vin sufletul pentru un lucru care e vremelnic? În al treilea rând, dacă deschidem la Iacov, capitolul 4, versetul 4, descoperim ce face sistemul acestei lumi sau lumea aceasta. Suflete pe curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Păi poți, dumneata, să fii și prieten cu lumea aceasta și prieten cu Dumnezeu în același timp? Unii zic că da, se poate. Eu vă spun conform cuvântului lui Dumnezeu că nu se poate. Și vine Domnul Iisus în Matei capitolul 6, versetul 24 și spune așa: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și Dumnezeului acestui veac, care se folosește de Mamona, de bani. Nu poți. Ori slujești Babului, ori slujești Domnului. Nu se poate la amândoi. Avem noi o cântare care cântă și spune: nu poți fi și da și nu. Ori ești da, ori ești nu. Nu poți fi și da și nu. Corect? Așa este. Nu poți să fii și cu Satana, poți să fii și cu Dumnezeu. Unii au impresia că pot. Unii au impresia că îi unesc ei. Și fac ei pace, făuritori de pace. Și lasă că facem noi pace între Domnul Iisus și Satana. Nu se poate așa ceva. E imposibil. Pentru că soarta lui Satan este pecetuită, e sigură, e scrisă în cuvânt, e clar, nu se mai poate schimba nimic. De ce? Pentru că Satana de bună voie a ales să se împotrivească lui Dumnezeu și pe față a luptat împotriva lui Dumnezeu. De aceea n-are rost să ne chinuim noi, să împăcăm pe cine nu putem împăca. Și de multe ori poate greșim încercând noi să împăcăm sistemul acestei lumi cu Biserica Domnului. Și amestecăm lucrurile. Se întâmplă în zilele noastre. Poate ați văzut asta. Vine politicul și se bagă în biserică. Îl pune la om, își face omul reclamă, ne promite verzi și uscate, ca să ne meargă mai bine. Și noi ne uităm în cuvânt și zice: nimeni nu se poate face prieten cu lumea fără să fie vrăjmaș cu Dumnezeu. Și unii zic: ba, se poate. Păi când zici ba se poate, înseamnă că tu contrazici Scriptura. Nu contrazici pe bun, tu citi Scriptura. E doar un om. Tu, de fapt, contrazici Scriptura. Ori de-aia vine Iacov și ne spune: prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu le poți amesteca lucrurile astea, frați și surori. Cât ai vrea. Cât ai vrea să le unești și să le amesteci, și asta se încearcă mult în zilele noastre, nu o să poți să le amesteci, pentru că e ca uleiul cu apa. Uitați-vă că dacă bagi un litru de ulei și trichile de apă într-o găleată și le amesteci acolo, mesteci bine, 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 bine și ai impresia, uite că s-a unit. Ia oprește-te un pic de mestecat. Într-o clipă, s-o separat. Nu se pot uni din alte componente care nu se unesc una cu alta. Da, dacă bagi o vopsea care se diluează, o mestești de trei ori și s-o asimila. Dar uleiul cu apa nu se vor asimila niciodată. Poți să le mestești cât vrei tu. Ei, tot așa. Nici Dumnezeu cu Satana nu se va uni niciodată. Nici adevărul cu minciuna nu se va uni niciodată. Nici lumina cu întunericul nu se va uni niciodată. Nici lumea aceasta, împărăția lui Dumnezeu, nu se va uni niciodată. Nici noi nu putem să iubim și pe Dumnezeu și sistemul acestei lumi. Mai cum? Nu se poate. De aceea,
Apostolul ne vorbește aici că l-a auzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu iubiți lumea. Nu iubiți nici lucrurile din lume. De ce? Pentru că lucrurile din lume sunt trecătoare. Apostolul Pavel ne spune în Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 4, noi nu privim la lucrurile care se văd, pentru că sunt trecătoare. Ci privim la lucrurile care nu se văd, pentru că sunt veșnice. Ei, uitați-vă, unele trecătoare, unele veșnice, le poți? Nu merg, nu funcționează să le amesteci. Și Pavel de aia ne îndeamnă, nu privim la alea, ci privim la celelalte. Și Ioan aici ne spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. De ce? Pentru că lucrurile din lume sunt trecătoare. Lucrurile din lume satisfac doar pe moment. Când îți aduce un lucru din lume satisfacție? O mâncare. Mănânci o mâncare bună, mănânci și multă, și după aceea zici, mamă, ce satisfacție mi-a adus. Cât durează? Dacă ai mâncat prea multă, durează 20 de minute. Apoi încep să te balonezi, să explodezi și s-a dus bucuria și fericirea. Ceau! Dacă ai mâncat cumpătat și e bună și sănătoasă, te ține 3, 4, 5 ceasuri, cât te ține? Îți se face foame la lume. Asta e fericirea din lucrurile lui. Cam atât. Și apoi toate celelalte lucruri. Vrei o casă nouă, o mașină nouă, o haină nouă, un lucru nou, cât te ține fericirea? Câte lei era un copilaș o jucărie nouă, să bucură de mamă, mamă. În ziua aia, câteva ceasuri, după aceea o vezi abandonată pe undeva, dar unde ți-i fericirea, că parcă ți-am adus luna de pe cer când ți-am dat-o. Pentru că așa sunt lucrurile acestea. Toate lucrurile pământești sunt trecătoare. Imediat trec. Satisfacția lor e doar trecătoare. În al treilea rând, lucrurile acestea pământești se strică. Ăstea nu dăinuiesc. Uitați-vă, dacă îți faci o casă frumoasă, nouă, țiplă, totul ca la carte, se strică sau nu se strică? Trebuiți acum la ea, după câțiva zeci de ani, Doamne, încep tu să te întrebi pe tine, dar ce i-am avut în cap când am făcut-o, de-am făcut așa aici și n-am făcut altfel? Că puteam să fac mai înțelept, dar n-am avut minte. Și ce să te uimești tu pe tine cât de repede s-a dus? Acel lucru care credeai tu că e bun. Strică! Ai o mașină bună, te bucuri de ea, imediat ajungi pe la mecanic. Să strică! Ai poate tu un trup frumos, sănătos, tânăr, speli, îl barberești, îl aranjezi, dacă ești femeie, nu îl barberești. Îi dai cu tecuială, faci de toate la el. Ca să ce? Ca să vezi că se strică! Trec anii și te uiți în oglindă și zici, bă, dar parcă aream altfel. Mă uit la câte o poză, că veneam ficior, sau când m-am căsătorit, de la cununie, și bă, de acolo cum ieșeam cu Cristina de braț aici în adunare, facă, nu știu, tot eu rez, da? Nu știu. M-am mai stricat un pic de atunci. E adevărat sau nu e adevărat? Lucrurile din lumea asta se strică, frați și surori. Apoi, lucrurile din lumea asta, așa cum spune Domnul Iisus în Matei capitolul 6, și iar că dau repede citirea, Matei capitolul 6, de la versetul 19 și versetul 20, Domnul Iisus spune așa, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Amin. Amin. Ce spune cuvântul? Lucrurile acestei lumi, lucrurile din lumea asta, sunt mâncate de noi. Și cumpărăm noi tot felul de șmecherii și pui printre haine și descoperi după ani de zile că faci ce faci și tot la gunoi ajung. Tot pe foc, că nu mai ai ce face cu ele după ce intram olea în ele. Apoi le mănâncă rugina. Și te-a pus să repari la ele și duci la tinichicie mașina și ți-o repară în 3 luni de zile ca să ce? Să-i mai lungești tu pe viața, că tot de rugină va avea parte. Altă variantă nu e. Numai când o face din clasă. Ei, apoi spune, le fură hoții. Sunt nesigure lucrurile din lumea asta.
Degeaba crezi tu că ai. Acum mai nou, oamenii sunt mai deștepți și nu mai au bani lichidități, au banii pe conturi sau mai nou banii ăștia virtuali, inteligenți, știți? Dar ce am descoperit, stând de vorbă cu unii de ăștia inteligenți care se ocupă cu banii inteligenți, îți parcă mai nesigur decât ăștia alții. Că mai greu scura plastică raiele ce le avem noi prin buzunare. Ălea numai cu două clicuri, trei mișcări, ai rămas fără milioanele care le-ai avut. Și zici, bă, dar parcă era milionar, nu e. Era. S-au dus. Deci lucrurile din lumea asta nu sunt valabile. Nu dăinuiesc. Poți să faci ce ai vrea dumneata. Nu poți să le faci să dăinuiască. De ce? Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ele se strică, se denaturează, le mănâncă molia și rugina, le fură hoții. N-are rost să-ți pierzi vremea cu ele. Și apoi vine Ioan aici și ne descrie puțin sau ne dezvoltă puțin ce înseamnă sau de ce iubirea aceasta față de lume, care sunt motivele pentru care nu trebuie să iubim lumea asta. Căci tot ce este, versetul 16, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Ne uităm pe rând la fiecare dintre acestea, așa scurt. Pofta firii pământești. Păi, ce face pofta firii pământești? E, aș numi eu, cea mai mare iudă din viața noastră. Mă înțelegeți? Înțelegeți ideea? Cea mai mare iudă din viața dumneata și din viața mea e firea mea, propria mea fire și propria dumneata fire. E cea care ne trădează cel mai tare. Nu te poți baza pe ea o clipă. Pe imediat i-o tradat. Știți ce face? Cum n-o ții răstignită la locul ei, ea se va alinia imediat și se va alipi de satana și te va trăda. Și vei cădea. Asta e firea pământească. Și spune aici Ioan, pofta firii pământești, pofta firii pământești nu este de la Tatăl, ci este din lume. Păi și ce face pofta aceasta? Hai să ne uităm în cuvânt. 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Ne spune Apostolul Petru, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă foeriți de poftele firii pământești, care ce fac? Se războiesc cu sufletul. Uitați-vă cum se aliniază cu satana și luptă împotriva sufletului tău. Și în tine. Firea pământească este în noi și o vom avea până plecăm cu picioarele înainte din lumea asta sau dacă vine Domnul la răpire. Până atunci, iată. Problema e că noi trebuie zilnic să ne luptăm cu ea, să o răstignim în fiecare zi. Că ea tot timpul se va da jos de pe crucea aia pe care o răstignim noi zilnic și ea tot timpul se va alinia și se va lipi de cel rău și ne va sabota. Și ea tot timpul se va lupta cu sufletul, se va război cu sufletul nostru. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu și asta este realitatea. Toți copiii lui Dumnezeu născuți din nou știu asta, au avut și au experiența asta în fiecare zi de când s-au pocăit și știu că e adevărată, nu trebuie să vă spun eu, că sigur ați experimentat-o fiecare. Apoi, dacă ne uităm în Iacov, capitolul 1, vedem că spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Iacov, de la versetul 14 și versetul 15, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și mămii. Apoi pofta, când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făcut, aduce moartea. Ce face firea pământească? Mulțumesc. Firea pământească ispitește și momește. Asta face. Ce înseamnă mămii? A te înșelat. Te trage pe soară. Asta face firea pământească cu noi. Apoi, Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, versetul 8, ia uitați-vă ce spune despre firea pământească. Ce mai face ea bine tare pentru noi? Galateni 6, 8. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea.
dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Ce aduce firea pământească dacă noi o hrănim și semănăm în ea? Putrezire! În ultimul rând, în ultimul pe care le spun eu, că mai sunt. În 1 Timotei, tot Apostolul Pavel ne vorbește la capitolul 6, versetul 10 și ne arată ce mai face firea pământească pentru noi. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. De ce iubește omul bani? Din firea pământească, aia te îndeamnă să iubești bani, să iubești pe mamona. Și spune cuvântul că te va duce unde? În rătăcire. Unii au rătăcit de la credință din cauza asta. Dacă te lași condus de firea pământească, s-ar putea să o iei pe ei arătură. Să o iei pe alte căi. Tocmai de aceea, frați și surori, noi trebuie să ne luptăm împotriva firii pământești în fiecare zi. Nu te opri. Poate ai obosit. Poate zici, păi mă lupt, frate, de 10 ani, de 20 de ani, de 30, de 50 de ani, mă tot lupt cu ea. Am obosit și eu. Cred că ai obosit. Dar adu-ți aminte de versetele pe care le tot dăm noi la frați ca și salut. Noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci dintre aceia care au nădejde pentru mântuirea sufletului. Amin. Amin. Ce înseamnă asta? Ai obosit? Ia-te frumos așa de după culer și de înainte. Cere-i Domnului putere și El ți-o va da. Dă-i mai departe. Dă-i mai puțin. Nu mai este așa de mult până la final. Un pic mai. Și vedeți dumneavoastră, ca și orice ostaș, am fost și eu în armată, am făcut și eu o gardă, puțină gardă, dar așa cât s-o gust am făcut. Și eram un post la poliție în Sibiu și păzeam. Păi nu știu ce păzeam. Păzeam. Și stăteam acolo într-un pic de coșmelie și înghețam de fric, parcă acum văd că erau minus 20-30 de grade în câte o noapte. Și aveam 3 ore de stat acolo în gardă. Și dârdâiam așa. Dacă te băgai în gardă, ieșai de la căldură, afară la fric, era un ceas, trecea. Al doilea, mai cântai, mai cugetai, mai meditai, mai te rugai, trecea și ăla. Al treilea, te luptai de nu mai puteai. Și să știți că ultimul sfert de oră, parcă îți trebuiau bețe de chibrit să ți le pui la ochi. Venea moșene pe la gene, la minus 20 de grade, așa ai fi dormit, de nu mai puteai să stai în picioare. Atunci, spre final, e lupta cea mai aprigă. Știți de ce e lupta acum așa de aprigă? Pentru că ne apropiem de final. Tocmai de-aia vă îndemn. Nu vă lăsați tocmai la final. Păi n-ar fi fost păcat ca eu să stau băiat cu minte în gardă 2 ore 50 de minute. 55 de minute. 2 ore 55 de minute să fiu băiat exemplar, soldat exemplar care stă cu minte și veghează. Și cu 5 minute înainte să-mi vină schimbul de gardă, eu s-am încurc. Și s-a dorm. Păi ce credeți dumneavoastră că dacă mă prindea aia dormind, puteam eu să mă justific că cu 5 minute înainte m-am culcat? Nu, stau dormit, frate. Și tu 2 ore 55 ai stat treasă. Ce înseamnă asta? Că trebuia să mă lupt cu mine însu, să mă răzbesc și ele 5 minute. Acum, asta face și un om firesc. Unele normale, unii firești fac și ei asta, unii se culcau. Dar noi, în lupta duhovnicească pe care o avem de dus, nu suntem singuri. Lupta e teribilă. Se apropie finalul. Parcă ai obosit. Parcă zici că nu mai pot. Dar tu adu-ți aminte. Tot timpul ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cel ce este în voi, mai puternic decât cel ce este în voi. Voi nu sunteți singuri. Nu vă voi lăsa orfani. Vă voi da Duhul Sfânt. Voi aveți Duhul Sfânt, Duhul Sfânt locuiește în noi. Și tocmai de aia, hai să mai luptăm și cele 5 minute rămase. Asta e de făcut, frați și surori. Nu te opri din lupta împotriva firii pământești. Nu lăsa pe ea să-ți acapareze viața, chiar dacă ai obosit. Chiar dacă ți se pare greu.
chiar dacă te simți extenuat, cere Domnului putere și El ți-o va da. Și mai luptă un pic. Și vei vedea ce bucurie și fericire va fi la final. Apoi, pofta ochilor, spune mai departe cuvântul. Pofta ochilor nu este de la Tatăl, ci din lume. Pofta ochilor, știți de unde a început pofta ochilor? Hai să vedem. De la Eva, uite, știi, surorile, bravo! Geneza, capitolul 3, versetul 6. De acolo a început pofta ochilor. De la Eva. Hai să citim să vedem ce zice cuvântul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. O veni Satana, a ispitit-o pe Eva și Eva dintr-o dată a văzut. Măi să fie, până atunci nu a văzut, a fost chioară. Iertați expresia. Până atunci a fost oarbă, nu a văzut, frate. Și dintr-o dată, hop, a văzut. Pomul era frumos, bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit să deschidă cuiva mintea. Bun? Vedeți? Ce s-a întâmplat acolo la Eva? A venit Satana și a ispitit-o. Ceea ce face și cu noi toți, în fiecare zi. Spre deosebire de noi, Eva nu căzuse încă în păcat, probabil nu avea firea asta a noastră căzută în păcat. Dar o cedat. Apoi noi cu avem. Ce ziceți? Păi așa, după o matematică simplă de-a mea, aș zice așa, păi dacă ea care nu a avut păcat, care nu a fost cu fire pământească, nu? Păi ea nu avea fire pământească atunci. Nu era căzută încă. Și totuși a căzut, a fost sedusă de Satan. Păi cu cât mai mult lupta mea și a dumneavoastră e mai mare. Dar nu dezamăgiți, că nu ai se gata tot. Dacă v-aș lăsa așa, probabil ați zice, frate, suntem justificați să fim înfrânți. Asta ne e viața. Dacă Eva, care a fost perfectă, a căzut, de ce ne-am cădea noi? Asta să vă mai spun un lucru. Dar Dumnezeu, care este bun și bogat în îndurare, după dragostea sa cea mare cu care ne-a iubit, ce a făcut? Ne-a născut din nou. Și ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. Și astăzi nu mai lupt eu, Buțu, prin puterile mele, ci cu Duhul Său cel Sfânt care locuiește în noi. Care este mai puternic decât ăla care a ispitit-o pe Satana. Vedeți? Diferența mare care este între noi și Eva. Avem Duhul lui Dumnezeu care ne întărește, care ne dă putere, care ne ajută să fim biruitori. Singur, nu vă luptați, nu aveți nicio șansă. O încerca pe Eva și o căzut. Și ea nu avea fire pământească. Dar cu Duhul Sfânt care este mai puternic decât Satana, putem fi biruitori. Slăviți să fie Domnul. Deci, pofta ochilor a început cu Eva. Apoi, mergem mai departe, tot în Geneza, capitolul 13, să vedeți că continua pofta ochilor. Și sunt multe exemple, dar luăm doar câteva. În Geneza, capitolul 13, de la versetul 10, citim așa. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi, ci afară din care de păcătoși împotriva Domnului. Amin. Amin. Noi iată-l pe Lot al nostru, cu avut de făcut și el o alegere. Unchiul său, om înțelept, om bătrân, ce bă Lot, uite, slujitorii tăi cu slujitorii mei se ceartă, au probleme, oile noastre se amestecă, se ceartă slujitorii, n-are rost, mă. Suntem neamul, de ce să ne certăm? Hai să ne despărțim. Și uite, eu că sunt bătrân, te las pe tine, al tânăr, să alegi tu. Și iată-l pe Lot în fața unei alegeri care știți ce? I-a decis viitorul vieții și al familiei lui. Și a ales cum? Prost. Foarte prost. Pentru că a ales cu ochiul. A ales ce i-a plăcut, ce l-a izbit la ochi. Wow!
Așa facem noi câteodată când cumpărăm câte o mașină. Mamă, dar ce faină îi! Dacă ar avea și motor, ar fi de nota 10. Dar are motor, mai stricat, dar nu-i problemă. Da, nu, n-are nimic. E faină. Păi mașina nu-i de bibelou, mașina e să te care, încoace și încolo. Ei, cam asta a făcut Lot. S-a uitat și a zis, a, unchiule, du-te tu la deal. Că eu mă duc cu ea, ce uite ce frumos, e toată în țara asta. Toată pajiștea, mama, aici fac eu avere. Aici mă îmbogățesc eu putred, mă fac. Du-te tu, moșneagule, la munte, că o să vezi tu ce schinui tu pe acolo animalele pe dealuri. Eu mă duc la vale. Și în prima fază am zice, bă, ce deștept a fost doar. Bă, ăsta o știu să aleagă, bă, nu a fost fraier ca un chisor. Dar s-a văzut și știm cu toții că el încet, încet și-a dus corturile până la Sodoma. Și ce spune despre Sodoma? Oamenii din Sodoma erau răi. O, uitat că vine la pachet frumusețea și bunăstarea cu probleme și necazuri. Cam așa uită mulți pocăiți astăzi când încep să se uite cu un ochi la lume și încearcă să copieze și să facă afaceri și să facă bani și să facă politică și să-și facă un nume. Și după aceea când la urmă începe să culeagă, culege ce? Cum a ieșit Lot din Sodoma? O intrat boier mare. Că deja era boier mare. Că nu după mult timp o trebuie să meargă unchi soială să-l mai scoată dintr-un caz. Când a venit alți împărați să se lupte cu ai lui. Dar au fost mare. Au avut urme de oi și tot ce-i trebuie. Și cum a ieșit? Singurel cu două fete. Care și ele s-au dovedit pe nota 10. Niște fete. Cam atât. Nevastă nu mai avea, că s-a prefăcut în stană de piatră, o bună credință. Și a ajuns el cu două fete. Păi ce ziceți dumneavoastră? Dacă era băiat deștept și alegea el să se ducă departe de Sodoma. A, acolo e Sodoma. Mă opeci unchiul eu iau. Mă opeci la deal, mă duc cât de departe. Cam așa trebuie să judecăm noi, frați și surori. Atunci când vezi și te ispitește ochiul că, bă, fii atent, au făcut afaceri mari și au ajuns bogați puternici. Nu? Cum e? Dacă iau pe calea asta, ajung bogat puternic. Ok, mulțumesc. Nu? Pe ce o iau înseamnă? Și o iei exact opus. Și atunci vei fi binecuvântat și Dumnezeu îți va purta de grijă. Dar dacă nu și te duci uitându-te la bunăstarea unora și dorindu-ți-o și tu și începi să te bagi în lucruri nepotrivite și începi să faci lucruri nepotrivite și începi să irosești viața pe gunoaie, te vei trezi într-o zi că pofta ochilor s-ar putea să te ducă ca pe Samson la rămânătorie. Și Samson o ales, tot cu ochii. Știți ce eu la taxă și la măsa? Ia-o că-mi place! Bă, copiile, tu n-ai minte? Cum să-ți o iau, mă? Bă, asta e filistean, că mă, ce ai? Cum să-ți iau, mă? Bă, termină! Tată, ia-o că-mi place! Bine, fiule, ia! Știți cum o sfârșit, nu? Orb, învântind la râșnița filistenilor. De ce? O ales cu ochii. Asta face pofta ochilor. Timpul zboară, dar am putea să ne aducem aminte că pofta ochilor a avut-o și Acan. Atunci când Domnul le-a dat o poruncă, el s-a dus și a văzut și zice, a, păi am văzut, știi, și mi-a plăcut. Și ce rămâne de făcut decât să le iau acasă și le-am îngropat în cortul meu și am pus un covor deasupra și m-am gândit că nu e nicio problemă, că Domnul nu vede. A, Domnul a văzut. Domnul a cerut socoteală, Domnul a fost drept și știm cum a sfârșit Acan. De ce? Ochi. Apoi, David, vorbisem despre el în urmă cu două săptămâni. Vă aduceți aminte? Un om după inima lui Dumnezeu pe care mi-i drag să privesc la el, mi-i drag să învăț de la el, dar care au avut și el căderile lui. De ce? Ochii. Când el trebuia să fie în război, ce-a făcut? O trimis generalul în război, ia mereu voi mă la oaste, că stau și eu un pic să mă relaxez pe cipi acasă. Am și eu nevoie de odihnă. Și a început să se odihnească. Și odihnindu-se, a privit un pic și a văzut o femeie, acum nici ea nu a fost ușă de biserică.
Uzați expresia. Că dacă o făcut baie goală știm că îi poate fi văzută, nu știu dacă e chiar potrivit, dar aia e păcatul ei. Vorbind de-a lui. Și el o sta și o privit. Și ce-o văzut eu plăcut. Și pofta ochilor l-o sedus. Și firea pământească s-o aliat cu satana și l-o trădat. Și știm cu toții ce urmă. Un cumul de păcate. O ajuns până că o făcut și crimă, omorându-l pe Urie, soțul Bathsheba. O ajuns atât de căzut. De ce? Pentru că și-o lăsat ochii să privească unde nu trebuie. Apoi, mă mai gândesc la tânărul bogat. Aduceți aminte de el? Și el a plăcut tot așa. S-a uitat la ce avea. Când Domnul i-a zis, bă, vinde tot ce ai, de la săraci, și apoi vine și urmează-mă. Și el s-a uitat la tot ce are și s-a gândit. Adică toate astea să le las ca să-L urmez pe Domnul? Și-a plecat contristat. De ce? Că i-a plăcut ce vedea. Care? Problema e că ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și și l-a pierdut. Aduceți-vă aminte, nu mai stau să citesc toate versetele că timpul a zburat, de Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 4 unde a avut loc ispitirea lui. Știți cu ce a fost ispitit? A fost mai multe ispite, dar una din ele. Uită-te la toate împărățiile lumii, închină-te mie și toate astea ți le voi da. O atacat exact pofta aceasta a ochilor. Da? Slavă Domnului că Domnul Iisus a fost perfect, nu a avut păcat și El nu a căzut la aceste. Dar să știți că satana asta face cu fiecare dintre noi. Bine și ți le pune în față, frumoase, fie lucruri materiale, fie stări înalte de, vezi, Doamne, mândrii, fie femei, dacă ești bărbat sau invers, îți spune înainte. Și tu cu ochii, dacă alegi, vei păți ce a pățit Samson. Sau Lot, sau tânărul bogat. Știți care a fost una din poruncile pe care Domnul le-a dat în Exodul capitolul 20 poporului Israel? Să nu poftești. Și vine și cu explicații. Nici casa aproapelui tău, nici nevasta aproapelui tău, nici boul aproapelui tău, nici mașina aproapelui tău, nici... Să nu poftești. Să nu poftești nimic. Casa, nevasta, robul, roaba, boul, măgarul, nici vreun lucru de-al aproapelui tău. Să nu poftești. Să nu lași ochii să-ți o ia asta. Lasă, le are. Slavă Domnului. Bucură-te că le are, le mai zic la câte unii, bă, de ce să fiu supărat, mă, că au alții? Slavă Domnului, că dacă au nu vii să ceară de la mine. Ce te mai doare, tata? Să mai întâmplă și de astea mai vin câte unii care au dat. Nu e problema asta. Vedeți, de ce să te superi? Bucură-te că au. Bă, nu-i cau. Slavă Domnului, că au. Că dacă toți ar fi săraci în lumea asta, n-ai putea să-i ajuți pe toți. Așa, bine că băieții care au de ei, n-au nevoie de tine. Apoi, în ultimul rând, și încheiem imediat, îmi cer scuze, lăudăroșia vieții este din lume și nu este de la Tatăl. Așa spune în versetul 16. Lăudăroșia vieții. Ce înseamnă lăudăroșia vieții? Înseamnă mândrie, aroganță, laudă de sine, înseamnă a te chinui să impresionezi pe alții, înseamnă a înjosi pe alții ca să te scoți de tine în relief. Și aici, pentru că timpul a zburat, vreau să vă dau doar un exemplu și mai ales la cei mai tineri, dar poate și la cei mai în vârstă funcționează și e valabil. Dacă ar fi maică mea aici, i-ar fi valabil și cu toate că are 70 de ani. Pentru că, din câte văd eu, și bătrânii cad în aceeași ispită ca și tinerii. Și anume, Facebook, Instagram, Telegram, Hologram, apar, n-am ce mai e, voi știți mai bine ca mine. Aceste site-uri, aceste programe, prin care oamenii se expun și se laudă. La scenă deschisă. Nu poți să te duci într-un concediu să nu știe tot Facebook-ul. Păi de ce m-am mai dus, mă, dacă nu știe tot Facebook-ul, m-am dus degeaba. Ce-s prost, stau acasă. Deci, cum le-o spăla creierii?
Nu poți să te duci să mânci și tu un mic pe valea nu știu care, că trebuie să pui pe Facebook. Dacă n-ai pus, ce, tu cumperi mici și degeaba, n-ai minte? Nu, domne! Trebuie să pui pe acolo, să știe toată lumea. Nu cumva să-ți fi luat o haină nouă, o mașină nouă, o casă nouă, trebuie să o pui pe Facebook, domne, să știe toată lumea. Cum? Tu ai luat-o degeaba? Frați și surori, fiți foarte atenți că e o șmecherie foarte subtilă a celui rău, prin care tu, de fapt, ești un lăudăros sub acoperire. Bineînțeles, a, nu, frate, nu. Am pus și eu, știi, că vreau să vadă neamurile din Spania pe unde sunt eu. Păi și care e problema? Trimite-mi la neamurile tale din Spania pe WhatsApp unde ești și gata. De ce trebuie să văd eu unde ești tu? Și ce ai mâncat tu la amiază? A, nu pui tocană de cartof. Nu înțeles. A, ce să râdă fost de tine. Ui, că ai mâncat șnițăr. Vedeți dumneavoastră cât de subtil e satana, cât de șmecher e, cât de viclean e. Și venim la adunare și suntem oameni sfinți, oameni sfioși. Pace, pace, Domnul să te binecuvinteze. Dar dacă, Doamne ferește, deschizi Facebook-ul, ui, așa trebuie să treci de repede, că dacă vezi poza de profil, cazi jos. Ajungi să păcătuiești. Deci, Doamne, dar pe sora asta, eu n-am văzut o goală la adunare niciodată. Dar pe Facebook să vadă toată lumea? N-a problem. Acolo e ok. Vedeți dumneavoastră? Și pericole sunt multe. Eu vă dau doar ăsta, așa, păi, altă dată mai multe. Băgați bine să nu vă înșele cineva. Băgați bine la cap. Și nu vă lăsați seduși de toate șmecherile celui rău. Nu vă lăudați cu tot ce aveți. Bucurați-vă de ce aveți, dați slavă Domnului pentru ce aveți. Folosiți ceea ce aveți, ajutați și pe alții cu ceea ce aveți. Foarte bine. Dar nu te da tu mare pe diferite programe din acestea de socializare prin care oamenii se laudă. Pentru că s-ar putea ca să dai tocmai ce ai în inimă și oamenii să vadă ce ai tu. Pentru că degeaba te văd la adunare îmbrăcat sau îmbrăcată frumos, dacă pe Facebook văd poze din diferite împrejurări, de ți-e rușine și scârbă uneori, tata, așa e, câteodată ți-e scârbă să te uiți la anumite poze ale unor oameni care sunt copăiți. Și atunci stau și mă întreb, care suntem noi? Ăștia de cei? Sau ăia de pe Facebook? Păi din prisosul inimii e soată, să știți. Din prisosul inimii. Tocmai de-aia Domnul să-mi dea înțelepciune. Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din lume. Pentru că lucrurile din lume și lumea e trecătoare. Pe când, dacă facem ceea ce este duhovnicesc, lucrurile acestea sunt veșnice. Și Domnul să ne ajute la acesta. Amin.